Este un scandal periferic de cea mai joasă speță, este un atac la identitatea României. Discursul pe care eu l-am avut de 10 ani este un discurs vis-a-vis de puterea de regenerare a acestei țări. Este un discurs despre Europa care ne-a dat cultură, nu despre Europa care ne obligă să nu mai avem mamă, să nu mai avem identitate. Exclus. În clipa în care vrei să fii român, ești catalogat ca fiind prorus. Asta este un element ordinar de propagandă. Bănuiesc că peste timp, sau peste ani, lucrul acesta va lăsa urme. Eu, dacă mor mâine, știu ce am lăsat în Teatrul Național și ce am făcut pentru țară. Unii au făcut scandal, eu mi-am dat sufletul pe scena Teatrului Național și mi-l dau în continuare. Calomnia este o crimă. Eu nu am muncit 35-40 de ani în teatru ca să vină niște oameni care nu au nimic în spate. Nu dau lecții din spate. Fiecare are o ierarhie în teatrul acesta. Ceea ce se întâmplă acolo este jignitor. Este vorba de munca mea. Fiecare român să tragă o concluzie. Dacă este o propagandă rusă, atunci este vina mea, a precizat actorul la Realitatea Plus.